Uh, Shelly, cum se citește până la urmă? Selly sau cum se pronunță? Selly sau Shelly? Păi înțeleg că pe domnul îl cheamă Shelaru. Shelly, că îl cheamă Shelaru. Pe nu cheamă Selaru. Uh, zice domnul Shelly cheltuiesc între 10.000 și 20.000 de euro lunar. Bun. Sunt un om cumpătat. Cred. <laughs> adică, așa, oamenii cumpătați, corect. E, Ăștia care, mă, mai flamboianți, așa, mai ușor, uh, predis predispuși la excese. Eu știu, cheltuiesc alte sume. Altfel? Sigur, cheltuiesc între 10.000 și 20.000 de euro lunar, ne spune Shelley. Sunt un om cumpătat, dau banii aceștia pe mâncare, dar cât mănâncă, frate? Chirie, dar cât plătește, frate, chirie? Vacanțe, aici, sigur, nu știm ce. Transport, benzină. Transport, virgulă, benzină. Am o viață plictisitoare. Ok, nu, cred că are o viață plictisitoare, dar totuși. Și el a zis că încearcă să fie cumpătat. Iar când vine vorba de cheltuieli, se încadrează la 10.000-20.000 de, euro lunar. Da, vă dați seama că dacă n-ar fi cumpătat, poate ar cheltuie 100.000 de, euro lunar. Dar când ești cumpătat, te încadrezi, adică, na. Pe plan personal, excluzând cheltuielile de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro. Nu știu să spun o sumă exactă. Cu siguranță este mult, dar sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate după aceste sume nu pare că sunt cumpătat. A, nu? E. Dar când te obișnuiești cu un anumit stil de viață, te menții acel stil de viață, iar banii se cheltuie mai ușor decât ai crede. Deci nu am înțeles fraza. Eu de data asta, eu când îl aud pe domnul Shelley, nu prea înțeleg mare parte ce spune dânsul, dar acum înțeleg că... Ce spune, dar nu înțeleg ce vrea să spună. De, încă o dată, cum? Deci zice, poate după aceste sume, între 10 și 20.000 de euro pe lună, nu pare că sunt cumpătat. Dar când te obișnuiești cu un anumit stil de viață, te să menții acel stil de viață, iar banii se cheltuie mai ușor decât ai crede. Cheltuielile se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât se poate de cumpătat. Călin, tu reușești să fii la fel de cumpătat? ești chiar un pic mai cumpătat. Este, recunosc că și eu sunt chiar binișor mai cumpătat. Um, Dânsul, deși este cumpătat, pentru că s-a și gândit că s-ar putea ca unii să nu creadă că e cumpătat după ce ne-a spus cât cheltuiește pe lună și că își permite, bănuiesc că nu, se, adică bănuiesc că nu face credit ca să mențină cheltuiele, adică bănuiesc că își permite să cheltuiască 30 și 20 de mii de euro, în sensul că ei și câștigă, nu că să împrumută, nu ca să... Deci, a, dar s-a gândit, deci băi, poate sunt unii care totuși nu cred că sunt cumpătat. A, nu! Noi credem că... E... Noi însă, zic că noi suntem chiar mai cumpătați. Asta este. Întrebat pe ce cheltuiește banii, Shelley a spus, pe mâncare, asta cu mâncarea a început. Dar, dar cât mănâncă, frate? Bun, ce mănâncă? Cât și ce? Asta poate, eu l-aș fi întrebat dacă aș fi fost, vai, a fost la Denis Rifai și nu l-a întrebat, dar ce mănânci, frățiu? El? Pe mâncare, chirie, vacanțe, transport, benzină. Vacanțe, transport, benzină transportul nu include benzina, nu știu, nu mă pricep. Sunt, um, am o viață destul de plictitoare. Dacă cineva ar vedea ce fac în fiecare zi, nu s-ar gândi că aș putea cheltui sume atât de mari de bani. Mă trezesc, mă îmbrac, interesant, deci nu, mă duc la birou, deci mă trezesc mă îmbrac, deci nu pleacă dezbrăcat. E bine că știm asta. Mă trezesc, mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara. Asta este. O dată sau de două ori mănânc la restaurant, o dată sau de două ori mănânc că pe zi, nu asta. Vin acasă și mă culc. Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Ok. Am puține vacanțe pe an, însă, costurile se adună. Deci, vezi, nici nu pleacă non-stop în vacanță. Și totuși, inter interesant ce vă arăt.